Reacțiile la declarațiile președintelui român Traian Băsescu despre unirea Republicii Moldova cu România vin și de la Kremlin. Vicepremierul Federației Ruse Dmitri Rogozin a postat pe rețeaua de socializare Facebook un mesaj scurt despre Băsescu. Este un simplu vorbăreț. Oficialul rus a postat și un link care redirecționează știrea pe ITAR-TAS referitoare la dorințele președintelui României.